băi, avem un anunț oficial, acum o oră, au postat băieții de la Valve, se vede, este canalul oficial de la Valve. Nu oricine poate să facă pe noapte un canal fals. Din 2005 e canalul, deci da, putem fi convins că ăsta este canalul oficial de la Valve. Ei bine, s-a anunțat oficial că va apărea Counter-Strike 2. Deci nu se cheme Source 2, nu se cheme CSGO 2, se cheme Counter-Strike 2, cum se chemă originalul primul joc. O să dăm un pic așa pe sărite la aceste videoclipuri pe care le-au postat, nu o să ne uităm în întregime la ele pentru că nu vreau să mă trezesc cu vreun strai de la Valve, nu mă risc, dar o să vă arăt în principal despre ce este vorba. În video asta ne-au arătat fumigenele cum vor fi. Ei bine, ce vreau să vă arăt la fumigene este undeva pe aici. Hai să scot sunetul că o să se audă peste mine. Se vede și AVP-ul că arată altfel, se schimbă texturile. Practic, hărțile vor avea acum texturile de pe Half-Life Alyx. Dacă ați văzut jocul, care este doar pentru VR, are niște texturi belea. Ei bine, așa vor fi și pe CSGO. Nu de cu calculatoare slabe, că nu prea o să le mai ruleze CS-ul atât de bine. Acum nu știu cum va fi Counter-Strike 2 ăsta. Ori o să fie joc separat, ori să fie o opțiune în când pornești CSGO-ul Să ți-l pornească din launcher-ul ăsta Măcar așa poate te dă doar cu alții care joacă din CS Source, din Source 2 Și în felul ăsta mai reduci din șanse, șansele să dai de codați fiind un alt motor engine Zic corect sau baliverne? Mă contraziceți voi în comentarii Hai să vă arăt aici deci, Aici e vorba de fumigene și e foarte mișto sistemul ăsta, e fumigene, chiar foarte realistic. Ia, doar priviți un pic aici. Deci, a explodat grenada, s-a risipit fumul. S-a disipat, risipit, s-a dus pa. Cu asta sunt de acord. Că vine explozia și la aruncă și se... Nu mai e, gata, s-a dus, pa Ați prins voi ideea Și uite, aici mai vreau să vă arăt Pe lângă luminile astea, se vede și aici, uitați E, bo, sunt la astea pe unde s-a călcat Bă dacă se pune când treci pe acolo Să rămână urma De la bocancul celui de la CT Sau de la Tero e mișto Totul pe aici, așa hai Mai pe distanță mai e cum mai, Dar pe jos pe aici deja se văd foarte multe detalii Bine majoritatea jucătorilor Ce nu dau doi bani pe Detaliile astea Sau cum zic uh, nemții tradus Motamoi ei nu dau un rahat Dei dau un ghivășet despre astea și încă ceva ce vreau să vă arăt. Deci ați văzut. A explodat greana. S-a disipat fumul pe bucata aia. Îl împușcă pe ăsta. Și în momentul în care tragi prin fum, prin fum. Vedeți? Căci glonțul când trece. Cel puțin la AK-47. Știu și eu din puțina mea cultură generală. Pe timp de secetă. Are o viteză mare. Are viteza sunetului gronțul de ak Probabil că mai multe arme în momentul care tragi glonțul zboară cu viteza sunetului. Vă dați seama că cu viteza aia, niau cum se duce, faci un curent de aer. Și uite așa, deci chestia asta mi se pare genială, cu fumul. Trece glonțul prin fum și se face așa o gaură. Fiu, fiu, iau, cum se duce. Foarte mișto sistemul ăsta. Hai să vedem ce mai arată aici. Uite tot așa cum se face fumul. Asta, asta cred că e harta aia nouă. Descapă deci mie numele la ea și nu mă joc niciodată. Înlocuitoarea de Aztec. Deci, vedeți. Tragi prin fum, e, e cu tot o altă treabă aici. Explodează grenada, s-a disipat fumul. Și cam atât. Și mai arată niște scene care sunt în, în toate trailerele. Acaul o să arate diferit și îmi place cum arată acaul ăsta, chiar arată mișto. Uite și explozia parcă se simte mai altfel, se simte, se vede mai altfel. Și din nou, Counter Strike 2, deci apare CS2. Așa, mai avem un clip aici. A, ah, ia taci un pic. Vine în vara asta, deci e perfect, vara asta nu știu ce CS2, să vedem. Costă, nu costă, mai îmi vând skinurile de PCS, Cred că o să se vândă acum la skinuri. Chiar după ce termin acest episod, am un skin de 6 euro, îl voi vinde ca să am niște bani deoparte pe timp pentru când apare jocul. Bun, următorul. ăsta este vorba despre. A, și aici se va referi la timpul de răspundere. Că o să modifice ei aici la timpul de răspundere sunt mai multe chestii de explicat, contează fiecare milisecundă aici ca să faci cu o schemă. Mai puțin important, deci, a uite, îmi place și cum se vede când îl curentezi pe ăsta. Bine, nu știu dacă se face fungere pe un om când îi dai cu... Bine, dacă s-ar face fungere halul ăsta l -omori. Și asta e și ideea și pe joc, să-l omori când îi dai cu electroșocuri. Bun. Și ce voiam să vă mai arăt? Asta. O să schimbe detaliile la hărți. Uite, Vechiul das 2 Hai să scot sunetul că o să vorbească pe tine Vechiul așa Uite asta e de pe surs Asta e sursul Hai că sunt curios Ia asta e tot de pe surs office de pe surs Care mie chiar îmi place cum arată Eu tot sunt cu CS surs Uite asta e office pe 1.6 Aici e pe surs Știți că e un joc o grămadă pe Office pe Go Acum ar trebui să apară Da uite Infernoul de pe surs în piscina, piscina, în fântâna asta arteziană sunt și niște pești care nu nuată. Dastul de pe CS surs care are niște lumini mișto, dar foarte simplă harta. Mai menționează pe aici că îi vor lăsa pe, pe modări să facă, la un moment dat arată, că va putea lumea să modifice cărțile cu... Să-ți faci tu harta ta, să-i pui texturi că călău câte vrei, ceea ce o să fie mișto. Ia, îi dă lama, nu îi dă lama. Bun. Hai să vedem ce capitole. Întâi zice așa. Touchstone. Deci, probabil texturile și astea cum o să arate totul. Deja se vede și cu altă lumină. Asta mi se parcă am ciudat cum se văd sincer. Uite aici, îmi place cum se vede. Bine, parcă mare diferență nu e, că eu joc la grafici destul de mari CSU. Uite aici se vede o diferență cu luminile, cu tot crăpăturile astea. Bine, peretele asta arată un pic ca TF2, da vedem ce se mai anunță. Luminile aici din palat îmi plac cum arată. E cu tot o altă treabă aici. Nu știu dacă vor aduce hărți noi. Vor veni niște îmbunătățiri. Hai vedem ce îmbunătățiri. Sau așa, bun. Mai fac îmbunătățiri cu luminile, cu tot. Luminile și astea îmi place cum, îmi plac cum arată sau, mă rog, se vede mișto aici lumina. Aici, sincer, pădeaua mi-arată un pic ca desen animat. Că unele jocuri au tendința să ajung, să tragă spre grafică în a fi niște desene animate un pic așa. Nu vi se pare că unele jocuri arată ca niște desene animate? Uite și cum e aici. Poate cine știe, se mai modifică, dar unele părți, parcă ar fi desene animate. Uite, asta arată, asta nu mai arată desene animat. asta arată super bine. Apa are valuri întotdeauna în jocurile de la Valve Apa s-a văzut mișto, uite, cărămizi, tot, texturi, câte vrei Asta pentru cine e pasionat de texturi În general, când te joci ce se te interesează să-ți meargă jocul și să ai multe cadre pe secundă, să-i spargi Ia, și al treilea capitol ar fi aici O a la ce scria S-ar putea să bagem apa Italy Dacă bagă Italia înapoi, o să fie perfect mi mie îmi place foarte mult harta Ia uite ce frumos, ăsta o fi Vezuviul, cine știe Și știu că eu pe aici mai stăteam când era pe competitiv harta asta prin 2017 Aveam eu locuri care stăteam la pândă cu shotgun și îi beleam pe toți Îi beleam, îi dileam Ia văd să schimbă și pe aici Din nou urmele astea de picioare arată super bine Văd că schimbă și aici pe topoganul Uite, nu mai e balansoar, sunt două de-astea mici Zi mă, la locul de joacă pentru copii pe overpass Alt, Altă treabă Ia văd că e un restaurant Ăsta unde e pe mijloc sau pe banana Aici ar fi wc Și aici e lungul Uite, schimbă cu totul Primez notificări pe telefon Nici nu mă uit la ele Deci asta e o veste care mi-a făcut ziua mai faină Din nou aici Ce am și eu mai devreme Că o să poată modifica lumea hărți Să-și facă hărți pentru serverele lor Ia uitați aici cât de bine arată Băi e cu tot o altă treabă aici cât de bine arată. Noroiul, tot, tot, tot. Uite, aici e textură foarte realistică. Dar unele, unele chestii chiar zici că e de desen animat și altele extrem de realistice. Uite, aici arată bine. Deci, ne întoarcem pe Italy. Ăsta presupun că nu e cu e... Ancient, 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 Ancient. Cum pui mei se zice la harta asta pe care eu nu mă joc. Uite, Italy, aici ar fi... Infernul, care pare că o să arate un pic diferit, parcă, îl mai, mai, modifică nițel infernoul, dar o să arate interesant. Din nou Italia, deci se întoarce Italia. Deci mă bucur atât de mult că se întoarce mapa Italy Aha, uite aici unde erau cutiile lemnele alea să te sui pe cs vechi. Ai trepte acum un balcon. N-am mai de mult pe Italy nu mai știu cum e acum Italiul. Bine aici o de un fel, aici o alee de un fel, dar oricum una din cele din preferatele bele. Rufele alea l uscat de pe jocurile vechi. Deci țin uite că mergeam pe, pe sârmele astea de rufe Acum nu mai poți să mergi pe ele, sigur Se rupe dreia cu ea Prima pagina, liberia Și din nou bucata asta de joacă În mare parte cu fumigenele Deci astea cu fumigenele chiar par interesante Acum sigur o să mai adaug niște hărți noi Nu știu cum e cu inventarul A, stai că uite, la asta nu m-am uitat Îți dau înapoi Uite, vă că diferă aici Aici îți pune banii da, ăștia ar fi banii că-i semnul dolarului. Armura și viața. Interesant, deci înseamnă că viața o să-ți fie aici. Armura este aici, se vede aici. Probabil o să fie pe zero când ai armură. curios. uite, harta văd că e... Hmm, Nu-i mare diferență la hartă. Tabela de marcaje așa, gloanțele se văd când tragi cu ele. Mai multe gunoaie probabil N-a nimic să fie acolo, să arate cât mai realistic pentru cei care sunt obsedați de grafică Nu mă joc ce se când arată bine. Ia mă, mai e ceva aici să mai vorbim. Bomba o să arate un pic diferit. Uite, îmi place aici tunelul Lauru pe dust, cum arată. Aha, văd că apare chestia asta aici când e să o omori. Interesant, gloanțele aici. Câte gloanțe o să ai BM4? Mă, face, mă fascinează. E, eh, deja prindem o... Doar nu o pune 15 gloanțe pe M4, nu sunt împis la cap. Ai urea totuși să scazi gloanțele, înțeleg. Păstrezi M4-ul ăsta și îl faci mai mic un pic ca să nu-l folosească lumea doar pe ăsta să rămână și M4-a 4. Deși personal, mai bine ar lăsa doar M4-ul ăsta și atât nu mai pune A4, da? Să fie cât mai multe arme, cât mai multe skin le ia să le iasă lor pe plus. Așa și noul curentează, îl împușcă pe ăsta. Ba, are mai mult de 15 gloanțe, uite. Are minim, deci minim 20 tot o să aibă 4 a 1 s ul Dezamorsează bomba, acaul chiar o să arate super bine. Deci modelul ăsta de Kalashnikov e mult mai realistic. Nu cu crăpăturile alea de lemn cum, sunt, cum e acum. Focul ăsta arată fain. Da, deci la vară CS2. Abia aștept să-l joc. Lăsați-vă opinia, comentarii legată de cum va fi acest joc, cum vi se par aceste trailere și cam atât. Eu mă pun acum să halesc, e destul de târziu, dar vă fac un live mai pe seară. au les tuturor!